Bun găsit la un nou episod în premieră, sunt Carmen Avram. Mai avem puține ore până când istoria celei mai nobile construcții europene care a existat vreodată se va schimba pentru totdeauna. În premiera absolută, un stat, Marea Britanie, se va rupe de Uniunea Europeană, iar consecințele sunt multe și greu de anticipat. Pe noi ne doare însă cel mai tare de români. Avem acolo sute de mii de oameni care, în curând, urmează să fie cernuți prin sita deasă a autorităților britanice. Și, din păcate, foarte mulți vor fi trimiși acasă, devenind astfel victimele a două țări. Îi va ajuta cineva, măcar acum, să-și găsească un loc în România? Experiența de până azi nu ne îndeamnă la optimism. Un lucru e însă cert. Această mare de oameni va fi miză la masa de poker la care se va juca divorțul european. E o zi de vară și într-o bază aeriană din București, echipa în premieră filmează un reportaj. Atmosfera e destinsă, un fel de joacă între prieteni și colegi, printre ei Marius Robu, editorul nostru de montaj și actor de ocazie în multele reconstituiri pe care le-ați văzut la în premieră. Azi tocmai interpretează un pilot tarom. Uniforma îi pică impecabil, Marius își intră în rol și e foarte convingător când, de la manșa avionului, dă semnalul de plecare. This is Yankee Romeo, Bravo, Mike, Juliet, ready for takeoff. Și chiar a decolat. 3 ani și 5 țări mai târziu, îl găsim pe Marius într-o altă lume, într-o altă stare. Și-a schimbat locul, viața, jobul. E în Anglia, la Portsmouth. Și, după o duminică lungă de muncă, fostul nostru coleg se întoarce frânt acasă. Ia, uite-l și pe Marius, că ce faci, mă, bobiță? E un acasă pe care îl speră provizoriu și pe care îl împarte deocamdată cu alți 4 români și ei rătăciți de țară, căutând printre străini un rost. În bucătăria comună, discuția se învârte deja în jurul unui subiect care plutește ca o negură deasupra întregii comunități de imigranți din Marea Britanie, Brexit. Un exit care le-a intrat în casă acum 9 luni și care a născut îngrijorare în rândul unor oameni care speraseră că au găsit locul în care vor să prindă rădăcini. Deja multă lume care nu reușește să obțină altul și așa vor să plece, pentru că n-au ce face, la negru nu o să mai poți să lucrezi. Nu. No. Acum, ca să el fi employed, se cere să-ți faci propria firmă, să-ți faci LTD și o să schimbi. După Brexit o să te oblige să faci treaba asta, n-ai să mai poți să lucrezi fără firmă. Oamenii vor să plece, pentru că e greu, nu mai poți să aducă, să aducă familie. Nu mai... E ultimul lucru pe care Marius vrea să-l audă, pentru că el n-a plecat din țară de sărac. Dimpotrivă, avea un venit peste medie și un loc de muncă în care era cald și bine. Nu, el a vrut să emigreze pentru ca fiicele lui să aibă parte de un viitor mai sigur într-o țară deja bogată, organizată, predictibilă. S-a bucurat mult gândindu-se că a prins ultimul tren. A plecat din România acum 2 luni la noroc și a avut. În câteva săptămâni a și găsit un post de curier la o firmă care livrează acasă cumpărături și cu traiul asigurat se grăbește să-și aducă fetele rămase la București. Noi sunt pe, să zic așa, aproape pe avion. Deci, la bilete de avion, aștept la sfârșit martie să vină încoace. Cu cât mai repede reușesc să le aduc încoace și să ne facem un ușor istoric, eu cred că ăsta va fi un avantaj. Dacă încep să lucrezi, îți plătești taxele la stat, contribui cumva la societatea asta în care trăiești, da? Eu nu cred că ar avea un motiv serios să îi dea afară pe genul ăsta de oameni. Pentru că economia britanică are nevoie de forță de muncă din partea românilor, a bulgarilor, a polonezilor. Marius speră în ceva ce guvernul britanic încă n-a spus explicit, dar care, crede el, ar fi logic. Ca, după invocarea articolului 50 din Tratatul de la Lisabona privind ieșirea din UE, Marea Britanie să aibă în vedere protejarea acelor imigranți care se află acum pe insulă și își fac treaba legal. Doar că asta nu îi garantează nimeni, oricât de muncitor, de bine adaptat și de hotărât ar fi el să prindă rădăcini. Și de fapt, semnele se pot vedea deja dacă ești atent, iar ele arată că executivul britanic lucrează intens la niște criterii care vor determina câți dintre cei 3,6 milioane de imigranți care au plătit atâția ani taxe vor rămâne în Marea Britanie și câți vor fi dați pe ușa afară. Într-un cartier din nordul Londrei, un băiețel îmbrăcat cu ie, ilic și brâu tricolor exersează ceva ce ar putea fi orice între sirtachii și învârtita din Banat.
ar putea fi purtătorul de drapel al primei generații de imigranți europeni născuți pe pământ britanic. În sângele lui se amestecă România, Turcia și Cipru. Vorbește trei limbi și e încă de pe acum cetățean universal. O arată și numele: Ezel Ștefan Darie Ozbengu. Mama lui, venită din Bacău acum 10 ani, pe când era ea însăși doar un copil, și-a înghițit mândria și s-a chinuit mult pentru ca acest băiețel să-și construiască viitorul aici, nu în altă parte. A început de jos, făcând curățenie într-un hotel. Când am luat banii pentru prima lună, am început să plâng, îți spun sincer. Pentru că... Mai ții minte cât erau? 400. Într-o lună și am muncit. Eram așa de dezamăgită că, spun sincer, banii îi făceam acasă, în perioada aia. Erau anii în care românii din Marea Britanie puteau lucra legal doar în câteva domenii, deși erau cetățeni europeni. Ceilalți, foarte mulți, erau nevoiți să se strecoare de la un job la altul înainte de a fi depistați fără acte. I s-a întâmplat și Dianei. Fratele prietenului meu mi-a găsit un job pe șantier la șterși geamuri și era foarte frică să-ți bagi mâine în apă rece, oricât de cald ar fi ea, călduță, ea se face rece bocnă și trebuie să ștești geamurile cu mâna, nu cu altceva. Și era foarte greu, că trebuia să le faci as. Și mi-am dat seama că trebuie să muncesc din greu ca să pot să ajung undeva. Și, cu tenacitate de româncă, a reușit. S-a ținut de școală chiar și după ce a rămas însărcinată. Au fost, spune, cele mai grele luni din viața ei. Îți spun zice, uitam să mănânc. Nu mai știam de mine. Când am avut primul examen, a fost pe 15 ianuarie și știam că atunci era ziua mea de a naște. Și a trebuit să mă duc la profesor să-i spun cumva dacă ies din sală, să mă scuze, să nu mă întrebe, e posibil să plec. Pentru că azi it's my due date, adică trebuie să-mi nasc. Și m-a întrebat, are you crazy? Why you are here? Și am zis, păi, trebuie să dau examen, nu pot să aștept până la vară. Din fericire, a ajutat-o, ca și pe alți români, familia. Mama ei și-a părăsit slujba și viața din România ca să-l crească pe Ezel. Și și-a găsit la rândul ei un rost în Anglia. Alături de fetele mele am mers la curățenie. Nu este o rușine, deși eu am făcut altfel de activități în țară, mult mai nobile, cum s-ar spune, dar aici nu este o rușine să o iei de jos iarăși. Mama a lucrat și a plătit taxe, deci nu poți să zici că a stat și nu a contribuit cu ceva în țara asta. Încet, încet, viața lor s-a așezat așa cum și-au dorit. Diana și-a văzut visul cu ochii. După facultate, s-a înrolat în faimoasa poliție metropolitană, un loc în care nu ajunge oricine și în care e apreciată. Sunt foarte bucuroși că sunt acolo, spun sincer, pentru că au nevoie de români. Sunt foarte mulți colegi din breasla mea care au nevoie de ajutorul meu. Avem problema asta cu cei drept cerhetorii din România, care de fapt vin pentru alte motive, și sunt polițiști, colegi de breaslă, care vor să învețe limba și mă bucur că pot să-i ajut. Au prins ceva cheag din cele două salarii medii pe care le câștigă Diana și soțul ei, turco-cipriot. Chiria și-o plătesc împărțind casa cu mai multe rude. Asta fac mai toți românii. Tocmai de aceea, de-a lungul anilor, s-au creat aici mici românii, care par uneori mai bune decât marea Românie de acasă. Sunt mai uniți, mai iubitori de tradiție, mai cosmopoliți. Do you want meat? Vrei cărniță? Aha, aha. Opa, sorry. Până anul trecut, în iunie, când a căzut Brexitul peste ei, toți acești români onești, muncitori, așezați, au crezut că gata, s-a terminat cu sacrificiile și lupta pentru supraviețuire, că singurele griji pe care le vor mai avea vor fi legate de viața de zi cu zi. Hey, looks like me, a little bit. Acum însă, chiar și ea va căpăta un rol în acest divorț european dureros. Inevitabil, foarte curând, poliția metropolitană va avea misiunea de a-i identifica pe toți cei declarați indezirabili și de a lua măsurile necesare pentru a-i trimite acasă. Inima Dianei e împărțită între dragostea pentru a ei și jurământul pe care l-a făcut în fața instituției care a primit-o și de care e atât de mândră să o reprezinte. Nu se înțeleagă că eu, dacă sunt româncă, vreau să mă duc să caut un motiv să trimit toți românii acasă, sau ei au impresia că vreau să fac chestia asta, dar vreau să-mi ajut colegii, dar și conaționalii. Pentru că în același timp, dacă eu sunt acolo, mulți nu știu legile. Și dacă le explici, înțeleg și nu mai fac.
Semne că poliția e deja în misiune au început să apară, mai ales în zonele în care, tradițional, se adună imigranții străini în căutarea unui loc de muncă la negru. Majoritatea sunt români și unii țin morțiși să se știe asta. E exact genul de imigrant vizat acum de autorități. Români fără un loc de muncă sau, mai grav, fără acte. E vorba, spun cifrele, de cel puțin 40.000. Ei fac parte din prima categorie care va fi cernută prin sita deasă a Brexitului. Ce simt? Ăsta că ies ei din Uniunea Europeană, vor să dea afară pe imigranți. Aici e unul dintre locurile în care se adună aspiranții la un job cu ziua. Au fost mii de-a lungul anilor, sărmani cărora statul român n-a fost în stare să le ofere nimic și care au plecat din țară la disperare doar cu hainele de pe ei, cu banii de drum și cu promisiunea vreunei cunoștințe că, odată ajunși în Anglia, vor fi ajutați. Unii au picat în capcane și păcate, alții însă au fost oameni buni care meritau o șansă și pentru ea s-au lăsat umiliți. Am plecat pe datorie, m-a dus un băiat pe încredere, 80 de lire drumul mie când ajung acolo și încă de lucruri plătești. Pe Demi l-ați cunoscut deja, acum 3 ani, în reportajul nostru Pierduți în sistem. Un român aruncat pe nedrept la periferia societății, orfan, crescut în cămin, neadaptat apoi la lumea de afară, incapabil să-și întrețină soția și cei 3 copii. Uite, bebe, ia o pastă tu, ia că-i cu zahăr. Ia, Raluca, că-i cu zahăr. A fost candidatul perfect pentru imigrație. Când toate ușile i s-au închis în țară, s-a alăturat românilor din fața depozitului londonez și a încercat, săptămâni în șir, să tragă norocul de partea lui. Dar și acolo s-a simțit ca un paria. Plecam în fiecare zi dimineață la 6-6 jumate, cum pe la vreo 11, stăteam acolo. Pe ploaie, pe frig, nu conta, să ne găsim de lucru. Acolo, dacă aveai o șalopetă și o veste de aia a fost furâncită pe tine și o cască în cap, aveai cele mai mari șanse să stai la muncă, pentru că păreai muncitor. Stăteai la depozit, când treceau mașinile pe acolo sau care intrau în depozit, le făceai așa, fiecare. Și când oprea mașina, ne adunam toți acolo la grămadă. Ziceam, hei, boss, job, job? Și el așa, da, yes sau no? Și ne întreba ce știm să faci. Ziceam, labor. Adică labor, muncă, muncă fizică, la negru, singura opțiune a românului fără acte. Odată am lucrat la niște indieni, le-am cărat țiglă pe casă, 5 zile. Și după aia la spart, la demolat. Am fost mulțumit cât m-a plătit. 50 de lire, îmi dădea și 2 chicken-uri pe zi. Meniul lor chicken. Dar lucrurile de dimineață de la 7-8 până seara la 9, la 10. Foarte curând însă Demi a înțeles că și raiul britanic îi se închide în nas înainte de a-l fi gustat. I-au spus și alții, a văzut și el. Autoritățile nu mai tolerează grupurile de imigranți adunate la periferia orașelor. Controlele poliției se întețesc. Uitam, când venea poliția de sus, îi vedeam pe primii care fugeau și după aia fugeam și noi. Fugeam pe unde prindea, prin boschet, săream pe acolo garduri, ce prindea numai să nu ne prindea. Că dacă te prindea, întâlneam persoane care mi-a zis, bă, vezi că pe mine m-a prins aici, mi-a luat buletinul, nu mi l-a dat numai când am plecat acasă. Așa că Demi a trebuit să revină în România. Cu o geantă m-am întors. Cu o geantă și aia goală. Deci am făcut, am plătit cazarea și drumul. Și am rămas și dator la băiatul care m-a trimis acolo la cazare. Că n-am mai lucrat, nu m-a luat nimeni la lucru, nu m-a plouat acolo și... S-ar întoarce, să-și mai dea o șansă, dar avertismentele care ajung la el îl descurajează. Acum 1 și 2 săptămâni, când am plecat eu, la francez ne-a oprit și a explicat că acum mai trecem cum mai trecem așa, dar după o perioadă nu o să mai treacă pentru că o să-și ceară să ai la tine 1000 de lire, chemare la muncă și contract de cazare să ai un să stai acolo. Într-adevăr, în locurile din care se racolau pe vremuri muncitori la negru, azi suflă un vânt rece și vitreg. De câteva zile, ni se spune, n-a mai apărut niciun potențial angajator. S-a gătat job-ul, nu? Job-ul. Eu n-am nimic să fără, nu știu ce să uitați. De la muncă? Până am venit aici, poliție multă, n-am găsit de muncă. Care-i viitorul aici? Ai vrea să mă ca acasă. Îmi dea guvernul 2-3.000 de lire să mă trimite acasă. Dar guvernul britanic nu prea are de gând să-i dea bani și nici nu-i spune ce intenții are cu oameni ca el. Doar cine știe să citească printre rânduri poate intui cât de deasă va fi sita prin care se vor cerne imigranții după declanșarea efectivă a Brexitului. We will continue to attract the brightest and the best to work or study in Britain. Indeed, openness to international talent must remain one of this country's most distinctive assets.
Un astfel de imigrant dezirabil este Marius Turda, profesor, directorul Centrului de Științe Umaniste și Medicale din cadrul Departamentului de Istorie, Filozofie și Cultură de la Universitatea Oxford Brookes. Un titlu lung, obținut în peste 10 ani de carieră. Venit în Anglia la 24 de ani ca doctorand, a ajuns acum un profesor respectat de colegi, iubit de studenți și autor apreciat. Zilele lui încep dimineața, de vreme, cu un drum de 2 ore cu mașina, din Londra până în Oxford, orașul magic, plin de colegii și facultăți, unde se adună spuma academică a lumii. Hi there, mate. How are you? I'm good, I'm good. What time do we have the meeting? What time is good for you? Și el a depășit stadiul de cetățean al unei singure țări, devenind un amestec de cultură și civilizație internațională. Biroul său de la universitate e oglinda omului care a devenit. Aici, regina Marii Britanii, în varianta Sex Pistols, stă firesc lângă vechile simboluri ale României lui. Am aici, din Baia Mare, turnul lui Ștefan din Baia Mare, are și steagul patriotic, aici a ținut pic de Horinca. Aceasta este o bisericuță de lemn făcută de un țăran a pictat asta și mi-a dat-o mie, din Maramureș. Asta este o litografie foarte frumoasă a lui. Când a venit în Anglia să studieze darwinismul social și rasismul, nici nu-și imagina că va rămâne aici. Aveam o bibliotecă în colegiu și puteam să mergem în timpul nopții. Și eu, cum sunt mai insomniac de felul meu, mă trezeam pe la 2-3 și mă duceam scări interioare, exact așa ca și cu filmele cu Harry Potter, știi? Și mă duceam să-mi iau o carte, nu știu, mai vreau să citesc filozofie, nu știu ce. Și aceste lucruri contau mult mai mult, instantaneele acestea, care erau complet de neînchipuit pentru cineva din România sau din Europa de Est. Să mergi la bibliotecă la ora 3 dimineața, în pijama, de la tine din cameră, să treci prin coridoare vechi de sute de ani. Aceste sentimente întreceau prin cap atunci și mă gândeam, este extraordinar să poți face lucrul acesta. Cu timpul însă și cei de la Oxford și-au spus, se pare, wow, ce român extraordinar! Și în pofida barierelor birocratice din acei ani, universitatea l-a angajat și l-a primit cu brațele deschise. Azi, Marius Turda, profesorul, e unul dintre acei români care urcă încet și sigur spre vârful piramidei, în timp ce analizează cu luciditate de cercetător lumea care se redefinește în jurul lui. Brexitul l-a luat prin surprindere chiar și pe el. Nu și-ar fi imaginat că o democrație ca a Marii Britanii mai poate fi schimbată dramatic de un discurs bazat pe frică, rasism și ură. Mi s-a părut o prostie mare în partea populației britanice să nu fie preună cu marea familie europeană, cum se spune. De aceea, cursul pe care îl predă acum la Oxford îi se pare esențial. Well, thank you all for coming. I hope you're going to enjoy this. Sunt îngrijorată ca părinte, ca om care trăiește în societate, de a și predau despre aceste subiecte, pentru că vreau să le explic celor mai tineri. Acestea sunt lucruri care trebuie luate foarte în serios și trebuie discutate de vreme. Tot ce ține de discriminare, de imigrație, xenofobie, rasism, și să nu ne fie jenă, pentru că altfel, sigur, ajungem la o situație în care poate să fie prea târziu. Și familia lui e, într-un fel, victimă a rupturii care stă să se producă. Spre deosebire de el, care are cetățenie britanică, soția lui, grecoaică, nu și-a pus niciodată problema că va veni un moment în care statutul de cetățean european nu-i va mai fi suficient. Ea va trebui să găsească o soluție, ca și ceilalți, ca și italienii, ca și francezii, ca și cei din vechea gardă a țărilor europene care sunt în Anglia, să vedem ce guvernul va face, dar deocamdată nu avem promisiuni prea mari. Într-adevăr, până acum, guvernul n-a dat nicio garanție celor 3 milioane de imigranți europeni care construiesc de peste 15 ani economia Marii Britanii. E cinism politic. Vor fi păstrați ca monedă de schimb pentru negocierile cu Uniunea Europeană. În disperare de cauză, străinii din Marea Britanie au luat cu asalt oficiul de imigrație, aplicând pentru rezidență permanentă. În ultimele 6 luni s-au înregistrat peste 135.000 de cereri. Procesul este însă costisitor, extrem de greoi și de birocratic și pentru unii s-a terminat deja cu un eșec. De exemplu, aplicația pentru rezidență are 80 și ceva de pagini. Dacă ești în Anglia de 20 de ani, trebuie să ai toate pașapoartele. Nimeni nu are așa ceva, nu? Și mulți dintre ei au fost respinși pe chestii foarte tehnice. Sigur, sunt foarte speriați și te gândești că dacă ai copii aici care sunt la școală, mai ai un serviciu, este absolut șocant că acum trebuie pur și simplu să pleci la un moment dat. Deci te vor da afară din țară, nu?
Aceleași frământări le are și Raluca Micu. În timp ce muncește din greu în brutăria pe care și-a deschis-o în urmă cu 2 ani, mintea îi zboară la ce ar mai putea face pentru ca ea și familia ei să nu fie afectate de Brexit. Acum toată lumea, odată cu Brexit-ul, a început să se streseze și să-și depună hârtii pentru această rezidență. Și pentru ea, ca și pentru alții, această situație nouă, cu reguli schimbate în timpul jocului, cu incertitudini și planuri date peste cap, e greu de digerat. Raluca și soțul ei stau în Marea Britanie de 8 ani și până azi li s-a părut că sunt în siguranță, că e o lume cosmopolită care i-a adoptat și din care nu poți fi alungat doar pe considerente emoționale. În plus, Marea Britanie a fost pentru ei o țară în care s-a trăit simplu, în care inițiativa e încurajată și micul întreprinzător sprijinit. Este foarte simplu să deschizi o afacere. Este foarte simplu. Ai intrat pe internet, ai zis afacerea mea se va chema October 26, ai apăsat un buton, asta a fost. Ai afacere. A muncit foarte mult, da, e one woman show. A avut zile în care a frământat, copt și vândut pâine de la 5 dimineața până aproape de miezul nopții. Dar când businessul ei a început să se rumenească, nimic nu i-a mai stat în cale. Nici birocrația, nici controlele nejustificate, nici șicanele de toate felurile, cum se mai întâmplă pe la noi. A vândut pâine bună și asta i-a adus clienți fideli și o viață împlinită așa cum și-a dorit. Pentru Raluca, Brexitul a însemnat în primul rând o dezamăgire. A luat-o personal, de parcă țara în care a trăit cu familia în ultimii 8 ani și pe care o consideră acasă, brusc n-ar mai vrea-o. Dar cel mai tare, o doare că abia și-a construit această afacere, îi merge bine, iar Brexitul ar putea schimba totul. Ok, în afară de faptul că s-ar putea să mă dea afară, ce se întâmplă din punct de vedere business? O să pot, dacă vreau să mă extind, de exemplu, o să pot să iau credit? O să-mi dea cineva credit în urma Brexitului? Încearcă deocamdată să-și păstreze calmul, gândindu-se că în centrul campaniei pro-Brexit n-au stat oameni ca ea, ci imigranții acuzați că au venit în Marea Britanie doar pentru generoasele ei ajutoare sociale, incomparabile cu cele ale României. Ăștia-s banii pe care tu îi primești orice ar fi. Da, la sfârșitul anului financiar, dacă nimic nu s-a schimbat în viața mea, înspre bine, în modul în care să câștig mai mult sau așa, îmi renoiesc actele și statul continuă să-mi dea banii ăștia. Face mai multe Anglia decât face România pentru mine, vă spun sincer. Pe Bogdan, statul român l-a crescut la casa de copii și apoi l-a aruncat în stradă. Anglia, în schimb, i-a dat șanse și l-a sprijinit atunci când și-a întemeiat la rândul lui o familie. Mă ajută statul, cu bani, cu alte servicii medicale, chestii de care nu prea ai parte în România. De exemplu, în momentul de față, primesc din partea statului englez niște bani pentru faptul că sunt singurul care lucrează din familie de la mine și am 2 copii în întreținere. Și cât e pentru copii? În jur de aproape 800 de lire. Primesc banii aceștia și în cazul în care nu am de lucru. Reguli clare, umane, avantajoase, care îți permit să te întreții la bătrânețe, indiferent de munca pe care ai făcut-o întreaga viață. Cum să-i reproșezi lui Bogdan că ține cu dinții de Marea Britanie, când el, după 4 ani lucrați acolo, are deja pensia asigurată? E cont online pe site la ei acolo, pe care îți poți vedea, de exemplu, cât ai să iei pensie. Și la mine scrie în 2057, deci încă 30 de ani de acum încolo, o să fie în jur de 155 de lire pe săptămână. Pe săptămână. Doar pentru cei 4 ani lucrat? Da. Totuși, adepților Brexit puțin le va păsa ce se va întâmpla cu acești oameni odată întorși acasă. Bogdan, de exemplu, riscă să piardă tot, pentru că legea britanică îi cere cel puțin 10 ani de plată la sistemul de pensii ca să poată beneficia de bani la bătrânețe. Cât timp Anglia era în Uniunea Europeană, anii munciți puteau fi cumulați cu cei din țara de origine. După ieșirea ei însă, nimeni nu știe dacă aceste beneficii vor rămâne valabile. Și atunci, dacă nu vor să trăiască din mărunțișul dat de statul nostru, singura șansă a românilor care au contribuit deja cu taxe e să rămână în Marea Britanie, iar ei sunt foarte mulți. În toate firmele astea mari și în toate șantierele astea mari din Anglia, 60-70% sunt români. Foarte rar se mai vorbește numai engleză pe site. Marea Britanie nu pare să vadă deocamdată inconvenientul dispariției imigranților dispuși la munci grele și merge înainte cu obstacolele pe care le ridică în calea lor. În ultima vreme și aici au apărut probleme,
băncile nu mai sunt chiar atât de deschise, să zicem, pentru colaborare cu românii. Găsesc tot felul de portițe, să zicem, care să te încurce să obții aceste lucruri mai repede. Neavând aceste lucruri, teoretic tu nu poți să lucrezi legal. Și atunci am putea spune că asta ar fi o frână. Și nu pare să ia cineva în seamă că aceste restricții au născut un paradox. Încercând să scape de imigranții nedoriți, britanicii i-au descurajat deja pe cei pe care i-ar vrea la ei. Dacă discutăm de partea, să zicem, de business, partea mai high level, aici pot spune din experiența noastră că a început să cam scadă nivelul românilor care să vină să lucreze în Marea Britanie în anumite corporații și pe partea de medicină. Trainer la o agenție de recrutare din Londra, Daniel cunoaște bine piața forței de muncă și nevoile Marii Britanii, așa că e convins că, la un moment dat, oamenii care gestionează Brexitul își vor da seama că fără români nu va fi simplu. Wembley, statul olimpic și toate marile proiecte din Londra, cel puțin, au fost construite și de români. Construcții, hospitality, toate astea vor avea nevoie de oameni. Englezul e destul de futul în anumite lucruri și nu o să facă lucrurile astea. O recunosc deja și angajatorii britanici și analiștii de piață. Dacă toți imigranții care locuiesc în regat ar fi nevoiți să plece, spun analiștii, economia ar suferi pierderi imense, iar cele mai mari ar fi chiar în Londra, unde un sfert dintre angajați nu sunt localnici, iar sumele plătite de ei la bugetul orașului se ridică la 57 de miliarde de lire sterline pe an. În business, îngrijorarea a atins cote mari. It was a massive injection to the London economy. I mean, they are filling roles now, especially as you say, Eastern European migrants that, you know, simply cannot be filled right now from within the UK's resident workforce. The Brexit Secretary David Davis said earlier this week that it will take years for British people to be able to fill those jobs in hospitality, agriculture, social care. In the immediate term, a lot of businesses would struggle. They would have to try and recruit those jobs within the UK, and in many instances they just can't. Some of the jobs, UK workers are unwilling to do those sorts of jobs. Camera de Comerț i-a propus guvernului ca Londra să fie tratată separat de restul țării și ca tuturor imigranților care muncesc acum în capitală să li se acorde o viză de muncă valabilă doar pentru metropolă. E logic, ni se spune, pentru că oricum Londra a fost ferm împotriva Brexitului. A și votat ca atare într-un procent covârșitor, dar și populația locală și-a arătat solidaritatea față de imigranți imediat după victoria taberei pro-ieșire. Am un client care efectiv a început să plângă în magazin și eu când am început să plângă era parcă era un pic jenă de tine și de faptul că țara lor a votat să iasă și practic toată lumea a resimțit-o ca și cum au votat să scape de noi. Ceva asemănător i s-a întâmplat și Ninei, chiriașa polițistei Diana Darie. Când a avut loc referendumul, femeia lucra la curățenie în casa unei familii de englezi. Dimineața când am ajuns, am descuiat, am intrat în casă și pe masă era o pungă de cadouri și o felicitare, un plic, plicul. Scria pe el mare pentru Nina, l-am desfăcut și am găsit o scrisoare prin care își cerea scuze în numele celor care au participat la Brexit. Și pe străzile Londrei sunt organizate tot mai des proteste față de Brexit și mai ales față de atacurile rasiste care îi vizează pe imigranți. East Europeans have been separated out for a special kind of discrimination. The races on the streets, they don't wait to know, like, do you have a right to stay? The mainstream politics have scapegoated immigration themselves. It's like it gives permission for these racist attacks. Într-adevăr, potrivit poliției, numărul atacurilor rasiste și xenofobe a crescut dramatic. Ba chiar în unele zone au fost înregistrate de 2 ori mai multe incidente decât înainte de referendum. Cel mai recent s-a petrecut acum 3 săptămâni într-o duminică la marginea Londrei, când o mașină a intrat cu viteză într-un grup de români aflați pe trotuarul din fața spălătoriei auto la care lucrau. 5 români, bărbați și femei, au fost răniți, iar unul dintre ei a murit la spital câteva zile mai târziu. Poliția londoneză s-a abținut să declare incidentul ca fiind rasist, însă martorii declară că șoferul i-ar fi lovit intenționat pe români. În comunitățile noastre, îngrijorarea crește. Mulți încep să simtă ura chiar și acolo unde ea n-a existat până acum câteva luni. Colegul de apartament al lui Marius s-a lovit de o astfel de situație în timp ce livra un pachet.
cum clientul respectiv nu era acasă, au trebuit să merg să livrez cu vecinul. Am livrat o zi, două, trei, a patra zi mi-a zis că e ultima dată și m-a făcut eu imigrant go home. Foarte rău m-a zis. Marius a pățit-o și el, deși abia a ajuns în regat. Am avut câteva situații în care trebuie să vorbesc mai mult și o doamnă și-a dat seama că nu sunt, deci a realizat că nu, în primul rând că nu vorbesc bine engleză, am avut așa un chestie de, hai, pleacă, știi, du-te de aici, că nu știu ce. Rasismul a ajuns chiar și în medii în care nu te-ai aștepta, de pildă la Oxford, un loc obișnuit cu străinii și unde s-a votat împotriva Brexitului. Profesorul Turda a aflat de o astfel de întâmplare de la un student de-al lui, clujean, angajat la o librărie. Ce carte doriți? Vreau să fiu servită, era o femeie, de unul care este de rasă englezească. Deci a folosit cuvântul breed, care e mai, și mai putere decât rasă. Deci I race and I breed. Breed is pig, care folosește la cai sau la câini. Și era șocat, dai seama. Este primul exemplu care l-am auzit după Brexit, verificat de mine, de rasism violent. Rapiditatea cu care se tensionează situația am remarcat-o și noi. La două zile după filmarea noastră de la depozitul de construcții, ne-am întors și am aflat că lucrurile se agravaseră. Exasperați de prezența permanentă a românilor, localnicii s-au plâns la poliție, care, pentru prima dată, a instituit în zonă un ordin de protecție, ca la divorțurile violente. Dubele cu ofițeri, ne spun românii, au început să patruleze în fiecare dimineață și îi ridică pe cei fără acte. 7, 8, nu era așa, poliție, te lăsa să muncești, guvernul nu mi-a lăsat, ai? Ieri au venit o grămadă, ieri aici a venit o grupă cu 10 de oameni. 10? 12? Mulți, am luat la fugă, eu am 10 de oameni. Au fugit după oameni? Da. Și brusc, cineva dă semnalul de pericol. Într-o secundă, toți românii adunați în fața depozitului se risipesc. Duba de poliție trece mai departe și, aparent, amenințarea a dispărut. Așa că o parte dintre bărbați se întorc, nu-și permit să plece. Aici e singura lor șansă să găsească ceva de lucru, să-și poată plăti măcar chiria. De hrană nu mai poate fi vorba. Totuși, nici poliția nu-și mai permite să-i lase în pace. Chiar dacă ăștia au treabă cu voi sau nu? Da, ăștia au buget. O dubă de asta au buget. Câțiva nu mai apucă să fugă, însă sunt opriți de polițiști și legitimați. Are they in trouble? Is it a if you went and had a look at the sign that my colleague pointed out, it'll explain why we're here. My colleague took one of the gentlemen around the corner to show him a sign on the left. Okay. Pe pancarta așezată chiar în fața magazinului de construcții scrie clar: ordin de protecție al spațiului public. E interzisă adunarea în grupuri mai mari de două persoane și perturbarea liniștii localnicilor. Potențialii angajatori la negru sunt și ei avertizați să nu încerce racolarea de muncitori. In the past, there were people coming here with like a white panel van, offering them job. So they were getting picked up every morning and then dropped back in here, getting paid. Well, because that's illegal. Yeah. Because they're not paying taxes, they're not paying any national insurance. Yeah. E o prigoană a imigranților care lovește probabil cel mai puternic în români. De altfel, de ani de zile, ai noștri sunt ținta predilectă a presei din insulă, care caută mai puțin intelectuali și oameni de carieră și mai mult cerșetori, persoane dubioase și fără adăpost. Oamenii sunt mai miloși în Italia, în Franța, unde a fost, sunt mai miloși. Îi dă cazare, îi dă toată, îți necăjit, mă dă-și la acolo, își găsești din muncă, mă înțelegi? Aici nu... I-a fost ușor, deci, promotorului Brexit, Nigel Farage, să-și bată joc public de conaționalii noștri și să-i demonizeze pentru a-și atinge scopul. I was asked a question: if a group of Romanian men moved in next to you, would you be concerned? And if you lived in London, I think you would be. Mai grav, chiar și români de-ai noștri contribuie la prostul renume al țării. I really wouldn't want to live next door to a bunch of unruly Romanians myself, whether in England or in Romania. So to some extent he's right. Of course, but that's being right is not the whole picture. That's the point.
he was no, but right, let's the Romanian, just deal with that for Romania a moment. Romania is not because a civilized you country. You too, look. Iar noi le-am răspuns la toți cu o lungă tăcere. Nu e de mirare, deci, că românii vor rămâne pe nedrept în istorie, drept unul dintre motivele pentru care Marea Britanie și-a votat ieșirea din UE. A fost folosit de la început și în campanie ca cei care profită de pe urma sistemului, ca cei care nu lucrează și sunt aici, sunt fel paraziți și așa mai departe. Ideea este că majoritatea dintre ei vor fi trimiși înapoi acasă. Asta se aude prin culoarele politicii. Politica de promovare a României ar fi trebuit să fie mai agresivă de-a lungul anilor. Ar fi fost nevoie de lobby pentru ca ai noștri să nu mai fie arătați cu degetul. Ar fi trebuit ca fiecarei imagini cu români fără căpătâi să contrapunem alte 20 cu arhitecți, oameni de afaceri, inventatori, profesori și studenți străluciți. Noi am stat umili și n-am negociat niciodată de pe poziții de forță în interesul oamenilor simpli și, din câte se pare, suntem destul de blânzi și acum. Noi ne-am numărat printre statele care am susținut să nu avem o atitudine de, dacă pot să spun așa, de răzbunare față de Marea Britanie, să fim atât de supărați că au decis să iasă, și aici a fost o decizie inteligentă, strategică a României de a fi în rândul statelor moderate. Și facem ce știm noi mai bine. Vă spun în premieră, am un grup special pentru Brexit care urmărește fiecare evoluție, să apăr interesele României și ale românilor, sigur, în contextul larg de a avea o Uniune Europeană unită care să fie strânsă în jurul acelorași valori și principii. Între timp, polonezii, care cu 1 milion de oameni au cea mai mare comunitate de imigranți din Marea Britanie, par mai conștienți de realitățile din regat. The attitude of British public opinion now is completely different. Many examples of chauvinism and violence against my compatriots. Our fear is that after the attitude of British opinion will be worse, a serious number of Poles decided about come back to Poland. Well, it's the, frankly speaking, very good for our economy. Și noi, se pare, ne-am bucurat mult să ni se întoarcă România acasă. Sigur, dacă mă întrebați, eu aș vrea tot să se întoarcă acasă, pentru că e o politică asumată de a aduce acasă toți românii. Dar se ridică niște întrebări. Ce poate România să ofere unor oameni care deja s-au realizat în Marea Britanie și care au găsit, departe de țară, bunăstarea pe care au așteptat-o zadarnic aici? Din partea acestor oameni, răspunsul e clar. Nu plecăm nicăieri. Cum să plecăm? Aici e casa noastră. Țara noastră este aici. Ne-a oferit o posibilitate de a trăi. Peste 6 luni am să fiu tot aici, alături de soțul meu și copilul și mama și sora și unchiul și mătușa și verișorul. O să ne vedem de joburile noastre și o să ne gândim la viitor, ce vrem să facem cu viitorul nostru. Chiar și fostul nostru coleg, ajuns recent în insulă, face eforturi mari să nu se mai întoarcă. Acum 2 zile ne-a anunțat că s-a grăbit să schimbe biletele de avion pentru familia lui. Așa că în acest moment sunt cu toții împreună la Londra. Da. O să vedem. Eu sper să nu fie chiar așa de dramatic. Noi simțim să nu te spingem în Canada. Mergem în Canada. A doua întrebare ar fi ce le poate oferi România unor oameni cărora până acum nu le-a oferit nimic și care devin, dintr-o dată, victime în două țări. Acasă, dacă zici România, vrei să mă să fug, să-mi sparg, să mă la pușcărie în România? Aici am crezut că e mai bine și de-aia am venit. Dar altfel nu vine. Dar disperarea lui și a altora nu mai contează. Cei care au votat în favoarea Brexit, spune premierul Theresa May, au cerut explicit reducerea drastică a imigrației. Numărul de persoane care intră anual în regat va fi redus probabil la 100.000, în care intră și cetățeni din afara Uniunii Europene. În plus, echipa care se ocupă de ieșirea din UE a sugerat că inclusiv migranții care au ajuns în Marea Britanie în preajma declanșării procedurii pentru Brexit ar putea fi îndrumați spre exit. Așa că 10.000 de români care și-au văzut viitorul în insulă vor trebui să-și renegocieze visul. La fel de dur precum vor trebui să negocieze pentru ei autoritățile române și cele de la Bruxelles în lungile discuții care vor urma.